we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Salutare, dragilor! Bine ați venit înapoi pe canalul meu. Astăzi o să vorbim despre cele nesuferite dureri când menstruăm. O să spun dureri la ciclu, pentru că așa se spune la noi, crampe menstruale, cum vreți voi să-i spuneți, sunt tare nesuferite, tare neplăcute, ne afectează foarte mult viața și astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce putem să facem ca să scăpăm de ele. Și ca și în filmulețele de săptămânile trecute, am împărțit acest filmuleț pe capitole. Dacă vreți să vedeți o informație specifică și vreți să vedeți doar acel capitol, duceți-vă în descriere, care este acolo jos, și dați click pe timpul care este alocat capitolului respectiv și o să vă ducă direct la capitol. Dar mie mi-ar plăcea să stați cu mine pe toată perioada filmulețului, pentru că îmi face mare plăcere să vorbesc cu voi și să împărtășesc din experiența mea cu voi. Așa că haideți să vorbim despre ceva foarte neplăcut, din păcate, durerile, crampele menstruale, dar și cum să scăpăm de ele, pentru că credeți-mă, am experiență mare în acest domeniu, din păcate probabil nu este ceva cu care trebuie să mă laud, că am experiență mare în ceea ce privește crampe menstruale, dar am avut crampe menstruale de când am avut prima menstruație și acum crescând și am crescut, am făcut și mare. Că m-am făcut și eu mare, am învățat și am citit și m-am documentat ce pot să fac ca să scap de ele și mai ales metode naturale, pentru că am înghițit la pastile de m-am săturat de ele și nu își fac tot timpul efectul. Așa că vreau în primul rând să împărtășesc cu voi metodele naturale și vreau să începem cu ce sunt crampele menstruale și de ce se întâmplă în corpul nostru. Crampele menstruale sunt contracturi ale uterului care se întâmplă atunci când menstruăm, deci în prima fază a ciclului menstrual, atunci când corpul nostru elimină prin vagin ceea ce se numește mucoasa uterină sau endometriu. Crampele menstruale, după cum am zis, apar pentru că uterul se contractă, adică se strânge, uterul nostru se strânge foarte tare pentru că el elimină învelișul acela care este pe el și care se numește mucoasa uterină sau endometrul și care ar fi trebuit să susțină o sarcină. De aceea apar crampele menstruale, dar crampele menstruale nu ar trebui neapărat să apară. Noi suntem foarte obișnuite cu ele și este o concepție pe care toate o avem, pentru că probabil am moștenit, mamele noastre aveau sau am auzit că e normal să ai. Eu vă spun că nu este normal și un ciclu menstrual și o menstruație perfectă ar trebui să fie fără dureri. Spunând asta, totuși, există anumite categorii de femei care sunt în ceea ce se numește categorie de risc pentru a avea crampe menstruale și o să pun aici o listă pe acest perete mov care e frumos în spatele meu cu această categorie de risc să vedeți dacă vă identificați. În primul rând, prima categorie de risc sunt femeile tinere, femeile care au până în 30 de ani. Pentru că pentru ele ciclul menstrual și menstruația nu este foarte regulată, crampele menstruale apar și ele sunt categoria de risc. De asemenea, o altă categorie de risc sunt femeile care au sângerări foarte abundente și de asemenea femei care au sângerări foarte, foarte puține, care sângerează foarte puțin. Deci orică aveți sângerări foarte abundente, orică sângerați foarte puțin, tot vă încadrați în categorie de risc, pentru că astea două, oricare ar fi, înseamnă un dezechilibru în corp. Înseamnă o menstruație care nu se încadrează în categoria de menstruație perfectă. De asemenea, o altă categorie de risc sunt femeile care au o istorie în familie de femei care au dureri. Deci, din păcate, se pare că se și moștenesc un pic
micuț așa, că de ce nu? Și dacă știți că mama voastră sau bunica sau o, mai ales o persoană care, o femeie care este foarte apropiată de rudenie, gradul de rudenie este foarte apropiat, dacă știți că ele au avut crampe menstruale și dureri la menstruație puternice, este foarte posibil să fiți în categoria de risc. Asta nu înseamnă neapărat că o să aveți și voi. De asemenea, în categoria de risc sunt fetele care au menstruație foarte devreme, la vârsta de 10-11 ani. Și din păcate, îmi pare rău să vă spun, dar în categoria de risc sunt de asemenea și femeile care fumează. Dar, repet, categoria de risc nu înseamnă neapărat că o să aveți sau că aveți menstruație dureroasă. Înseamnă doar că e posibil să fiți mai predispuse să aveți o menstruație dureroasă. Și acum haideți să vorbim de ce putem să facem atunci când avem dureri și în primul rând vreau să vorbesc cu voi despre ce puteți să faceți acum, pentru că sunt sigură că multe dintre voi care ați dat click pe acest filmuleț sunteți la menstruație, sunteți în perioada aceea în care aveți dureri, sângerați și vreți sfaturi de acum, ce pot să fac în momentul ăsta ca să scap de afurisitele astea de dureri și să pot să am și eu o viață normală. Credeți-mă, am fost acolo și, din păcate, în continuare mai am luni în care sunt acolo, așa că probabil o să mă uit la filmulețul ăsta la un moment dat să-mi ascult propriul sfat. În primul rând, primul lucru pe care puteți să-l faceți și care este foarte important și este sfatul pe care o să-l găsiți peste tot, este să folosiți căldură. Căldura este foarte importantă pentru a elimina durerile la menstruație, pentru că, după cum am zis, acesta se întâmplă din cauza că uterul se contractă, se strânge și căldura ceea ce face este să-l relaxeze. Căldura de asemenea este foarte bună și dacă avem ceea ce se numește o contractură musculară, pentru că e fix aceeași chestie. Ceva se strânge foarte mult și când punem căldură, atunci se relaxează. De asemenea, căldura ajută și să se elimine mult mai mult pentru că dilatează vasele de sânge. Deci dacă aveți scurgeri foarte abundente, aveți grijă aici cu căldura pentru că e posibil să aveți scurgeri mult mai abundente pentru că se dilată vasele de sânge. Dacă aveți un ciclu menstrual, o menstruație normală, atunci căldura este foarte bună pentru voi. Și ce puteți să faceți? Puteți să folosiți o sticlă de apă caldă în care puneți apă fierbinte, se găsesc o groază în comerț acum, puteți să folosiți păturici pe care le puneți pe burtică, iarăși care se încălzesc, se găsesc o groază în comerț. Dar ce vă recomand să faceți este să mergeți la farmacie și să cumpărați ceea ce se numește plasture adeziv care se încălzește de căldură. În general, acestea sunt recomandate pentru mușchi, pentru contracturi musculare, după cum am zis, dar sunt extraordinar de bune pentru această problemă pe care o avem acum și sunt foarte utile pentru că puteți să le folosiți oriunde, și dacă mergeți la serviciu, și dacă sunteți în trafic, și dacă le puneți pe burtică și ele sunt acolo tot timpul, nu le vede nimeni, aveți căldură constantă. E un pic mai dificil cu sticla de apă caldă sau cu păturica, dar dacă sunteți acasă, puteți să le folosiți foarte bine și pe acestea. Plasturii sunt mult mai comozi pentru că, repet, puteți să-i folosiți oriunde și o perioadă, aveți căldură acolo o perioadă lungă de timp. Aveți grijă ce tip de plasturi luați, pentru că sunt unii care se pun direct pe piele și sunt unii care se pun pe material, nu se pun direct pe piele și dacă cumva îi inversați, Doamne ferește să nu vă ardeți pielea, pentru că cei care se pun pe material, dacă îi puneți pe piele, e posibil să vă ardeți, deci aveți mare grijă ce plasturi luați, dar orice ați lua, sincer vă recomand să-i luați pe cei care se pun pe material ca să puteți să-i puneți pe chiloțel sau pe pantaloni sau pe ceva care este aproape de piele. Orice ați lua și orice folosiți ca și căldură, ca și surse de căldură, căldura este foarte importantă și o să vă ajute foarte mult. De asemenea, un alt lucru pe care puteți să-l faceți este să vă faceți un mic masaj. Masajul
ajută pentru că iarăși ajută să relaxeze uterul și ajută acea contractură, o ajută, ajută să se relaxeze. Și dacă combinați acest masaj cu uleiuri esențiale care au de asemenea efect de relaxare și efect antiinflamator, atunci o să faceți ceva care o să vă ajute foarte mult și e posibil să vă ia durerea cu mâna, credeți-mă, testat. Uleiul esențial, o să pun o listă iarăși aici, ulei esențial de salvie, ulei esențial de mușețel, ulei esențial de trandafir, ulei esențial de lavandă, oricare din acestea sau o combinație de uleiuri esențiale din acestea, aplicate pe burtică și făcut un masaj în sensul acelor de ceasornic cu vârful degetelor, apăsați cât puteți de mult și în sensul acelor de ceasornic rotund faceți un masaj cu uleiul până când acesta intră în piele. Dacă vreți, puteți să mai adăugați. Dacă vreți, puteți să puneți direct pe uleiul, mai ales dacă durerile sunt destul de puternice, vă recomand să nu îl diluați, să-l puneți direct așa, nediluat, nu este o tragedie. Important este să nu folosiți cantitate foarte mare și să nu folosiți foarte des, dar atunci când e o situație de criză, putem să punem direct uleiul esențial fără să-l diluăm, adică fără să-l punem în ulei de floarea soarelui, ulei de ricin, ulei de orice alt ulei care nu e ulei esențial. Dacă vreți, puteți să-l diluați un pic și să puneți vreo câteva picături de ulei purtător, ceea ce se numește ulei purtător. Puteți să alegeți orice, ulei de floare sau ulei de cocos, ulei de ricin, ulei de măsline, orice vreți, orice aveți în casă. Puteți să puneți 10 picături de ulei esențial de mușățel, 10 picături de ulei esențial de lavandă sau de salvie. De salvie e foarte bun, amestecat cu vreo 10 picături de ulei purtător. O face mai concentrată pentru că e situație de criză acum și vrem să îi dăm acolo și să ne lase durerea. Și masajul acesta, în sensul acelor de ceasornic, cu vârful, cu degetele, vârful degetelor, să apăsați cât se poate de mult pentru că ajunge acolo la uter și îl relaxează. Și dacă faceți masajul ăsta cam vreo 5 minute, dacă puteți, este perfect. O combinație de ce am vorbit până acum este să facem o baie fierbinte. Deci e o combinație de cele două. Avem căldură, avem uleiuri esențiale, pentru că vă recomand să picurați câteva uleiuri esențiale în cadă, în apa aceea din cadă și stați acolo în ea cel puțin 15 minute. Dar atenție, iarăși, dacă aveți scurgeri foarte abundente, nu faceți chestia asta pentru că e posibil să vă declanșeze o hemoragie și nu vrem asta. Dar dacă nu aveți scurgeri foarte, foarte abundente, atunci o baie fierbinte este foarte bună și e și relaxantă. Iarăși, o chestie care probabil o să vi se pară banală, un alt sfat este să beți foarte multă apă, să aveți grijă câtă apă beți, pentru că am menționat săptămâna trecută că apa este foarte importantă pentru buna funcționare a aparatului genital și pentru și rinichii au mare legătură cu asta. De asemenea, mai ales atunci când avem crampe, este foarte important să bem multă apă pentru că noi și eliminăm apa atunci când sângerăm și dacă nu suntem suficient de hidratate, e posibil să avem și mai multe crampe. Deci beți foarte multă apă. Dacă nu sunteți mari fani apă, totuși trebuie să beți lichide, încercați să beți ceaiuri. Ceaiul de mușețel este extraordinar de bun pentru în perioada asta. Și dacă vreți, puteți să faceți o combinație de ceaiuri care ajută. Este o combinație de ceaiuri pe care eu o beau de, cred că am deja vreo 2 ani de când o beau și este foarte bună. O să pun rețeta în descriere dacă vreți să vedeți combinația, dar dacă nu vreți, puteți să beți pur și simplu ceai de mușățel sau apă simplă. Important este să stăm cât să fim cât se poate de hidratate. O altă sugestie este să folosim acupunctură sau presopunctură. Dacă aveți un acupuncturist la care puteți să mergeți, chiar și acum când sunteți în această perioadă, de fapt mai ales acum când sunteți în această perioadă, este ideal pentru că o să atingă fix acele puncte care o să relaxeze uterul și o să elimine durerile. Dacă nu aveți, nu știți pe nimeni și vreți să faceți acasă acum, sunt câteva puncte pe care puteți să le apăsați singure. În primul rând este acesta care este între degetele
degetul mare și degetul arătător aici în partea asta moale, dacă apăsați aici cât se poate de tare și puteți să faceți, ori să apăsați și să țineți presiune tot timpul, ori puteți să faceți această mișcare de pulsantă, să apăsați și să eliberați, să apăsați și să eliberați. Și puteți să faceți chestia asta timp de 5 minute dacă vreți și o să vedeți că o să vă ajute, o să ajute să mai relaxeze și să elibereze din durere. De asemenea, un alt punct este aici pe latul mâinii, deci de la încheietură în jos, puteți să frecați aici toată zona aceasta și mai ales dacă aveți dureri într-o parte sau în alta, adică dacă aveți dureri în partea stângă sau în partea dreaptă, faceți masajul acesta invers. De exemplu, eu am dureri foarte mari de obicei în partea stângă și pentru mine dacă masez aici, partea aceasta este foarte bună, e un masaj foarte bun. Este o presupunctură, de fapt, foarte bună pentru că ajută să elibereze acea durere. Dacă aveți un acupuncturist la care mergeți, nu ezitați să întrebați ce puncte puteți să masați pentru ce durere aveți voi, ca să puteți să faceți chestia asta și când sunteți acasă și să nu trebuiască neapărat să faceți o programare atunci când sunteți la menstruație. Poate nu puteți tot timpul să faceți, dar întrebați și o să vă înveți exact pe corpul vostru, pentru că în acupunctură, măsurile sunt foarte diferite, sunt în funcție de degete, masăm pe degete și fiecare are altă mărime a degetelor, altă mărime a mâinii și atunci o să vă înveți exact cum să vă masați pe degete și să găsiți fix punctul. De asta eu v-am zis toată, să masați toată zona aceasta, pentru că punctul e undeva între aici. Dacă știți exact să-l găsiți, ar fi ideal să apăsați direct pe el, dar dacă nu știți să-l găsiți, măsați toată zona aceasta și o să-l apăsați și pe el. Un alt lucru pe care puteți să-l faceți și nu mă înjurați, nu vă uitați ură la mine, este foarte eficient, este să faceți un pic de yoga. Nu vă gândiți că vă spun acum să faceți cine știe ce poziții sau să stați în cap sau în mâini. Sunt niște poziții foarte ușoare de făcut, care iarăși ajută să se relaxeze bazinul și să se relaxeze uterul și ajută foarte mult să elibereze din acea presiune și din acea durere. O să pun un link în descriere cu un filmuleț în care va o persoană calificată de yoga, un instructor de yoga, o să vă arate exact cum trebuie să faceți, dacă vreți să faceți asta și pozițiile în care trebuie să stați. Un lucru pe care eu îl fac este să folosesc moxa. Ce este moxa? Moxa este, moxa este un băț care este făcut din plante medicinale chinezești și care arată în principiu așa. Așa arată cel pe care eu îl folosesc. După cum vedeți, este în ambalaj, se scoate din ambalajul acesta. Arată ca un cărbune, dar nu este un cărbune, este făcut din plante medicinale. Există două variante, există această variantă care este cea neagră și care este ceea ce se numește smokeless, adică fără fum, cu toate că face un pic de fum. Mai există o variantă care este albă, care face mult, mult mai mult fum. Deci nu vă recomand să-l luați pe acela, pentru că dacă vreți să-l luați, nu vă recomand să-l luați pe acela, pentru că face foarte mult fum și mai ales dacă îl folosiți într-un spațiu închis, nu o să puteți să stați acolo. Acesta smokeless sau care nu face fum, acesta negru, este cel pe care vreți să-l luați dacă vreți și o să vă arăt cum se folosește acum. Pentru că este extraordinar de bun pentru a înlătura durerile, pentru că are două efecte. Folosește acele plante medicinale și folosește de asemenea căldura. Și stați să-mi iau borcanelul. Acesta este borcanelul meu în care am bețele de moxa pe care le-am folosit și o să vă explic de ce. De ce aveți nevoie de un borcanel? Puteți să, bine, asta e un borcanoi, că e dita mai ăla. Puteți să luați unul mult mai mic. Acesta este un băț de moxa pe care eu l-am folosit. După cum vedeți, deja el este folosit o parte din el, adică partea asta este deja arsă, e deja folosită. Au căzut toate alea. Asta eu o să o rup acum în borcan, o să apăs pe ea, s-a rupt, este perfect și acum o să l aprind din nou. E prea tare.
și folosind o brichetă sau o lumânare, ce vreți voi, îl aprindeți și o să vedeți că se înroșește. Vedeți, a făcut așa. Este chiar un pic roșu, o să încerc să-l apropii. Acum nu se mai vede. Este roșu, este cald. Și ce fac cu ăsta? Deasupra, să folosesc mâna ca exemplu, deasupra zonei dureroase, adică deasupra uterului, o să încep să fac cu el de la ovarul stâng la ovarul drept, așa, această mișcare. Cât se poate de aproape de burtică, dar atenție să nu atingeți pe burtică, pentru că o să vă frigeți, că e fierbinte, e încins. Dar cât se poate de aproape, este cald și facem această mișcare. De la stânga la dreapta. Cât puteți de mult. Eu câteodată stau minute în șir cu ăsta și îl fac așa și ajută foarte mult, alină durerea. După aceea, dacă vreți, puteți să faceți cu el și așa, adică în jos, către vagin, de la uter către vagin. Puteți să faceți și mișcarea aceasta iarăși, cât se poate de aproape, fără să ne atingem. În momentul în care vedeți că este foarte mult aici, s-a consumat, luați borcanelul și îl bateți de borcanel și o să vedeți că se curăță și vedeți acum și un pic partea aprinsă, pentru că dacă acest jar cade pe piele, e cald și e posibil să fie neplăcut. Nu neapărat să ne ardă, dar e neplăcut. Și facem în continuare. Puteți să faceți așa, v-am zis, minute în șir dacă vreți. Ce face ăsta? Are, am zis, două proprietăți. Pentru că are plantele medicinale și vedeți că scoate un pic de fum și miroase, dar e ok. Are aceste plante medicinale chinezești. Ele creează mișcare. Și mai ales atunci când suntem la ciclu, mișcarea, dacă există o stagnație, este foarte importantă și de asemenea are căldură și o să ne aline durerea. Credeți-mă, eu îl folosesc în loc de pastile de durere, deci este foarte, foarte bun. După ce am terminat cu el, iau borcanul, îi dau drumul aici și pun capacul și gata. O să se stingă, pentru că la un moment dat nu o să mai aibă oxigen și nu o să mai ardă. Și așa folosesc Moxa. Eu le iau de pe Amazon. Fix așa se numesc, Moxa. Vedeți? Moxa. Asta este cel pe care l-am găsit de data asta. Dar găsiți și altele și alte firme. Important este să-l luați pe cel smokeless, care nu face fum, adică cel negru. Vedeți că și scrie smokeless. O altă chestie pe care putem să o facem și cu toate știți chestia asta este să luăm pastile de durere. Nu sunt mare fan, nu recomand, dar am ținut să menționez și asta la sfârșit, pentru că câteodată în situație de criză este o soluție bună. Aș prefera ca voi să încercați înainte soluțiile pe care vi le-am dat până acum și după aceea să luați pastile dacă nu mai aveți altă soluție. Încercați de asemenea să luați pastile pe care să schimbați pastilele pe care le luați, pentru că corpul la un moment dat se obișnuiește cu acea substanță și nu mai reacționează la substanța respectivă și încercați de asemenea, dacă puteți, să evitați cât se poate de mult pastilele pe bază de ibuprofen. Adică tot ce înseamnă nurofen, ibuprofen, toate pe bază de ibuprofen sunt foarte dăunătoare pentru noi ca femei și mai ales pentru fertilitate. Eu nu sunt mare fan și nu le recomand și v-aș ruga să, de asta v-aș ruga să încercați celelalte chestii înainte, pentru că pastilele au foarte multe efecte secundare și iarăși o dăm din lac în puț, pentru că luăm pastile ca să scăpăm de durere acum, dar după aia creăm efecte pe termen mult mai lung care e posibil să ne declanșeze dureri mai încolo sau să ne creeze alte probleme mai încolo. Dar este o soluție de a scăpa de dureri și am ținut să o menționez. Haideți acum să vorbim de ce putem să facem ca să scăpăm de dureri pe termen lung. Pentru că ceea ce am vorbit mai devreme au fost soluții de acum, acum am nevoie pentru că nu mai pot de durere, dar de asemenea este foarte important să avem grijă și ce facem
pe toată perioada ciclului menstrual, pe toată perioada lunii, pentru a ajunge în punctul în care ne vine menstruația și nu mai avem durere. Avem un ciclu menstrual perfect și o menstruație perfectă. Se poate întâmpla, dar trebuie doar să facem niște chestii active pe perioada lunii. Și acum o să vă spun ce. În primul rând, trebuie să facem mișcare. Sunt foarte multe studii care spun că dacă facem mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, ajutăm foarte mult în a elimina crampele menstruale și durerile la menstruație. Deci nu este doar eu care spune, credeți-mă, nici eu nu mi-ascult câteodată propriul sfat și atunci când vine menstruația mă dau șuturi în fund singură, pentru că știu că asta este lucru pe care puteam să-l fac și care m-ar fi ajutat, pentru că am făcut-o în multe luni și am sesizat o mare diferență. Deci, credeți-mă, dacă nu vreți să mă credeți, încercați. Încercați măcar o lună să faceți mișcare. Dacă nu în fiecare zi, măcar cât se poate de des și o să vedeți o diferență semnificativă. Și când zic mișcare, iarăși nu mă refer la să începeți să alergați în fiecare zi sau să faceți maratoane. Puteți să ieșiți la o plimbare de jumătate de oră sau puteți să mergeți să faceți o clasă de yoga, să faceți o oră de yoga sau la sală sau orice vă face plăcere până la urmă, să ieșiți cu bicicleta sau să chiar și să ieșiți la alergat dacă asta vă face plăcere. Mie, de exemplu, face plăcere să alerg. Nu toată lumea are această pasiune, dar nu trebuie să alergați repede, doar să alergați sau să faceți mișcare astfel încât să vă creșteți un pic bătăile inimii. Asta înseamnă să facem mișcare. Să simțim că inima noastră bate un pic mai mult și mai mult decât de obicei, ceea ce înseamnă că pompează mai mult sânge decât de obicei, ceea ce înseamnă că toate organele noastre se oxigenează mult mai bine. Și una din acele lucruri pe care putem să le facem ca mișcare, am menționat, este să facem yoga. Yoga este foarte bună pentru că, în primul rând, este mișcare. În al doilea rând, pentru noi ca femei ne ajută foarte mult pentru că ne întărește ceea ce se numește core în engleză, adică toată partea aceasta abdominală, stomac și tot ce este mai jos de stomac. Acesta este foarte important dacă mușchii aceștia sunt întăriți și dacă sunt lucrați și sunt oxigenați, pentru că după aceea ajută să reducă crampele menstruale. Iarăși, un alt lucru pe care putem să-l facem și normal este pe termen lung, este să luăm vitamine sau să avem grijă să ne hrănim corespunzător astfel încât să nu avem o deficiență de vitamine, ceea ce ar fi ideal, dar o suplinire cu vitamine este recomandată, mai ales dacă știți că aveți probleme de durere la menstruație, înseamnă că aveți o deficiență și este recomandat să supliniți, mai ales vitamina B, tot ce înseamnă vitamina B, tot ce înseamnă magneziu și zinc, mai ales dacă sunteți unele din acele femei care au pofte de dulciuri atunci când vă vine menstruația, înseamnă că aveți o lipsă de magneziu în organism. Deci supliniți magneziu. Ce puteți să mai supliniți de asemenea este calciu, care este foarte important și s-a dovedit că foarte multe femei au crampe menstruale din cauza că au lipsă de calciu în organism. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să evităm anumite alimente și băuturi și cap de listă este cafeina, sarea, mâncărurile grase. Toate acestea sunt foarte dăunătoare, alcoolul de asemenea, ce mai este foarte dăunător sunt mâncărurile procesate, care oarecum sunt în legătură cu mâncărurile grase, pentru că toate acestea afectează organismul nostru și afectează organele noastre în diverse moduri. Primul rând, sarea ne ajută, din contră, ne dăunează pentru că reține apă în organism și ne face mult mai balonate. Iarăși, mâncărurile procesate, mâncărurile grase, dăunează foarte mult stomacului și, după cum am zis, totul este legat. Organismul nostru este, totul este o simbioză, este într-o legătură. Dacă avem impresia că doar aparatul genital și doar uterul și vaginul face ceva atunci când este vorba de menstruație și de dureri și de crampele menstruale, ne înșelăm foarte mult, pentru că
toate organele noastre au legătură, rinichii, ficatul, stomacul. Dacă acestea nu își fac treaba ca lumea și avem anumite probleme cu ele din cauza că mâncăm prea gras sau mâncăm prea sărat sau consumăm un pic prea mult alcool sau bem prea multă cofeină sau mâncăm prea multă ciocolată care are și aia cofeină, atunci ne înșelăm, pentru că practic organismul nostru, toate acestea au legătură și dacă ficatul nostru nu face o treabă bună, e foarte posibil să ne afecteze ciclul menstrual și implicit să avem dureri. Un alt lucru pe care putem să-l facem și l-am menționat și la ce putem să facem acum, dar o să-l reiau, este să facem un masaj. Masajul este bun și atunci când avem dureri și este acea perioadă dureroasă, dar dacă facem masaj pe toată perioada ciclului menstrual, acesta ajută mult mai mult, pentru că ajută să oxigeneze, aduce oxigen acolo în zona aia, ajută să oxigeneze acele organe. Dacă avem țesut cicatrizat, acesta se poate elimina prin masaj. Și iarăși o să pun un link în descriere cu o doamnă care este specialistă în fertilitate și care ne arată cum să facem acest masaj la burtică. Nu o să mă apuc să vă arăt burtica, na, îmi pare rău să dezamăgesc, dar este, ea, cum explică ea, este foarte bine și chiar dacă nu înțelegeți engleză, pur și simplu după mișcări o să vă dați seama ce trebuie să faceți. Și dacă faceți asta măcar în prima fază a ciclului menstrual, adică în primele 14 zile după ce ne-a venit, după ce ni s-a terminat menstruația, o să vedeți că o să ajute foarte mult. De asemenea, combinat cu masajul, puteți să faceți ceea ce se numește împachetări cu ulei de ricin. Cum se fac împachetările cu ulei de ricin? Este foarte ușor. Cumpărați o sticlă de ulei de ricin în primul rând. Luați o bucată de bumbac, o cârpă de bumbac, un prosop de bumbac, orice aveți care nu mai folosiți sau vreți să folosiți pentru acest scop, îl îmbibați în ulei de ricin. Ce se recomandă este să-l puneți într-un castron și să turnați mult ulei de ricin peste și să-l îmbibați bine. Eu ce fac este pur și simplu torn ulei de ricin peste, pentru că uleiul de ricin este oricum destul de consistent, o să vedeți, are o consistență destul de e grosuț așa, ca și ulei, și atunci e ușor să-l torn peste. Deci puneți, îmbibați bine asta cu ulei de ricin și după aceea îl puneți pe burtică. Mai ales în zona cu uterul, cu ovarele și așa mai departe. Peste el o să puneți o folie de celofan sau o pungă, dacă vreți. Eu asta folosesc, o pungă sau folie alimentară, ce vreți. Și peste el o să puneți un prosop, iar peste prosop o să puneți o sticlă de apă caldă, o pătură care se încălzește, orice care dă căldură. Și o să stați așa jumate de oră, aproximativ jumate de oră este recomandat să stați. Uleiul acela de ricin se absorbe în abdomen, ajută iarăși foarte mult dacă aveți țesut cicatrizat, ajută foarte mult la dureri, cu durerile. Și după aceea puteți să faceți masajul de care am vorbit, pentru că deja burtica este uleioasă, dar puteți să folosiți și uleiuri esențiale pentru masaj dacă vreți. Aceste împachetări cu ulei de ricin care se fac în prima parte a ciclului menstrual, deci în primele 14 zile ale ciclului menstrual, mai ales dacă aveți un ciclu menstrual de 28 de zile, o să știți când ovulați. Atunci când este ziua în care ați ovulat, nu mai faceți aceste împachetări cu ulei de ricin și nici după. Pentru că dacă vreți să rămâneți însărcinate, mai ales, nu este recomandat, că e posibil să fie o sarcină acolo și nu este recomandat. Un alt lucru pe care trebuie să-l faceți, și acesta este ultimul din lista mea, este să evitați stresul. Știu, cu toții trăim într-o lume în care stresul este, într-o viață în care stresul este oarecum inevitabil, cu toții suferim de stres, de anxietate, dar stresul ne afectează foarte mult, mai ales pe noi ca femei, și este foarte important să încercăm să evităm pe cât se poate stresul. Dacă vreți să vedeți niște soluții de cum să evitați stresul, am făcut un filmuleț în trecut și o să-l pun aici link-ul și vă dau acolo mai multe sfaturi de cum să încercați să scăpați de stres și să evitați stresul.
Principala este pur și simplu să respirați, e foarte ușor, este ceea ce eu fac de fiecare dată când simt că sunt un pic mai agitată sau mai anxioasă sau că simt că mă stresez un pic mai mult. Normal, există și pastiluțe pe care putem să le luăm, dar nu vă recomand nimic, nu vreau să vă recomand nimic fără medic. Dacă vreți să mergeți la un medic și să cereți niște pastiluțe care să vă ajute cu stresul și cu anxietatea, este alegerea voastră. Dar există și soluții pe care pur și simplu putem să le facem naturale și să lucrăm cu noi înainte să începem să luăm pastiluțe. De ce să mergem la doctor? Pentru că durerile la ciclu nu sunt normale. Cu toate că este ceva cu care ne-am născut sau cu care ne-a fost implantat în cap de foarte mult timp și multe dintre noi ne așteptăm să avem dureri la ciclu sau ni se pare normal să avem dureri la ciclu, dragile mele, nu este. Și mai ales atunci când aveți dureri la ciclu severe, adică dureri care vă afectează viața de zi cu zi, atunci când nu vă puteți da jos din pat, atunci când nu puteți să faceți lucruri normale pe care le faceți în viață, în restul lunii, este absolut anormal, este absolut strigător la cer și trebuie neapărat să mergeți la doctor. Este foarte bine că ați dat click pe acest filmuleț și că încercați sfaturi naturale sau încercați să scăpați singurele de durerile la ciclu acasă și vă admir pentru asta și sper din suflet ca sfaturile mele să vă ajute. Dar am avut contact cu foarte multe femei care m-au contactat și mi-au spus că au dureri la ciclu ca și când ar naște, că au dureri insuportabile, că nu se pot da jos din pat. Știu, dragele mele, credeți-mă, știu, mulți ani am suferit de asta și după aceea am aflat că am o boală și din cauza asta am aceste dureri. Deci nu vă gândiți că este normal să aveți durere atât de mare încât să nu vă puteți da jos din pat sau să nu aveți o viață normală, nu este normal. Și dacă mergeți la un medic și vă spune că e normal, ieșiți imediat din cabinetul lui și duceți-vă și vedeți alt medic. Eu am fost la mulți medici până când am aflat că am această boală și mi s-a diagnosticat această boală, dar a trebuit să insist, pentru că eu am știut pe propriul meu corp că nu este normal. Și voi trebuie să știți că nu este normal să ai dureri atât de mari. E normal să ai unele, e posibil să fie normal să ai unele dureri, e posibil să zici e normal să am unele dureri, dar nu este normal să nu te poți da jos din pat de durere, să simți că naști de fiecare dată când îți vine ciclu. Nu! Nu e normal. Mergeți la medici, căutați-vă și vedeți ce probleme puteți să aveți, pentru că sunt probleme de sănătate, sunt boli care afectează femeile și care dau dureri la ciclu foarte mari, dar asta nu înseamnă că e normal. Și o să vă spun câteva din boli. Endometrioză, ce am eu, fibrom, ovare polichistice, inflamație pelviană, infecție urinară și chiar unele boli cu transmisie sexuală. Și nu numai, v-am spus pe cele mai așa grosolane. Sunt multe alte boli sau sunt multe alte probleme, urăsc acest cuvânt, sunt multe alte motive pentru care e posibil să aveți dureri la ciclu foarte mari. Ok, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Sper din suflet că v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, vă rog să nu uitați să-mi lăsați în comentariile de mai jos. Vă răspund cât se poate de repede și chiar apreciez foarte mult comentariile voastre. Dacă v-a plăcut, nu știu dacă am zis asta deja, dar o mai zic o dată, dacă v-a plăcut acest filmuleț, vă rog să nu uitați să-i dați un deget în sus. În cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog să nu uitați să vă abonați pe canalul meu pentru a nu rata alte filmulețe și pentru a nu rata filmulețul de săptămâna viitoare în care o să vorbim despre Basal Body Temperature Chart sau chartul de temperatură bazală, în care suntem un pic de detectiv ai propriului nostru corp și v-am pupat! Pa!